celebrul cântăreț de muzică populară Ion Dolănescu s-a stins din viață la vârsta de doar 65 de ani, și anume în anul 2009, la data de 19 martie. El a decedat în locuința sa din cauza unui stop cardiac. Din păcate, artistul suferea de ciroză. În acest context s-au împlinit 14 ani de la moartea îndrăgitului artist. Din nefericire, aproape 5 ani a durat povestea de iubire dintre Ion Dolănescu și Maria Ciobanu, finalizată cu ani de zile în care nu și-au mai vorbit. Fiul lor, Ionuț, a reușit să-și împace părinții cu puțin timp înainte ca regretatul artist să se stingă din viață, în anul 2009 astfel, după două căsnicie șoate din care are două fete. Maria Ciobanu a hotărât să devină soția lui Ion Dolănescu după vreo trei ani de insistențe. Dolănescu s-a născut la data de 25 ianuarie 1944 în Perșinari, județul Dâmbovița. Și-a început cariera la vârsta de doar 18 ani. Atunci a urcat prima dată pe o scenă, la Casa de Cultură din Târgoviște. În 1966 devine solist la ansamblul Ciocârlia. Se știe că Ion Dolănescu a fost deputat în legislatura 2000-2004, ales în județul Ilfov, pe listele Partidului România Mare. Iar în octombrie 2008 s-a retras din politică din cauza problemelor la inimă. Ieri, 19 martie, s-au împlinit 14 ani de la trecerea lui în neființă.